acum apare altă întrebare, că există anumiți producători de cerealiere care nu reușesc să-și plătească datoriile. Da, asta e... Deci, am auzit. Uh-huh. Acum ne uităm pe statistici. Avem 5.000 și vreo 200 de fermieri, de întreprinzători agricoli, care au credite la bănci. În anul trecut, 327 din ei, 327 în 22, au solicitat restructurarea datoriilor și au primit. Anul acesta avem o ușoară creștere, ca să înțelegem cât de mare este problema, da? Sunt 364. Asta este statistica pe care a prezentat-o Asociația Băncilor. Așa. Pentru că, și iarăși, ce se cere de la guvern? Guvernul să interzică creditorilor, asta înseamnă băncilor și furnizorilor de inputuri, în mod special fertilizanți, da, semințe, alte insecticide și așa mai departe, să le interzică să solicite datorii de pe producătorii de cereale și penalități. Și noi am spus în felul următor, ăștia sunt banii acestor agenți economici. Statul, ca să intervină, trebuie să intervină țintit. Și de asta am propus un mecanism prin care determinăm această forță majoră individual și cu certificatul de forță majoră pe care îl oferă Camera de Comerț și Industrie, mergi și, conform contractului și conform codului civil, când există forță majoră, se modifică modalitatea de recuperare a datoriilor. Noi nu putem să facem asta pentru toți. Asta ar fi incorect. Noi am zis țintit. De asta și revin la faptul că în luna august am solicitat foarte clar, dați lista concretă de producători care au probleme, ca noi, pas cu pas, fiecare companie în parte. Am fost împreună cu acești producători de cerealiere și am avut o ședință cu Banca Națională, care a convocat și băncile. O să vă spun o experiență de acolo. Cineva din acești producători agricoli a invocat faptul că nu își poate restructura creditul. Da. Banca corespunzătoare a fost solicitată imediat să ne clarificăm de ce nu ați răspuns solicitării producătorului agricol. Așa. Răspunsul, care a fost confirmat în fapt de producătorul agricol, a fost următorul. Iată, acum câteva luni ați venit la noi și noi v-am restructurat datoria. V-am restructurat creditul. Peste ceva timp, iată, eu mă uit în registru datoriilor din companiile astea care monitorizează datoriile și vedem că dumneavoastră v-ați luat în leasing, adică de la alt creditor, o mașină de teren de peste 1.000.000 de lei. După care, peste ceva timp, ați venit la mine, la bancă, și iarăși mi-ați solicitat o restructurare de credit, în condițiile în care, acum câteva luni, v-ați asumat o datorie suplimentară pentru ce? Nu pentru producere, dar pentru o mașină de teren. Eu sunt pentru ca toată lumea să trăiască bine. Eu sunt pentru ca orice om din această țară să prospere. În același timp, este responsabilitatea noastră să ajutăm țintit producătorii, căs agricultori, căs producători de cerealiere, căs alții, dar responsabil. De asta și-am propus acest mecanism. Mâine, această comisie instituită de guvern, de Ministerul Agriculturii, va începe să lucreze. Deja au fost peste 40 de adresări și chiar avem și 5 producători care s-au înregistrat pentru ca să treacă prin această comisie. Poate cât noi acum aici avem această emisiune, mai sunt producători agricoli, producători de cerealiere care s-au adresat în această comisie. Deci mâine această comisie va începe să lucreze.
40 au declanșat această procedură. 40 s-au apelat. Aha. Ca să se intereseze despre tot ce este necesar. Și 5 chiar au depus cerere formal cu toate documentele la justificative. Camera... Da, exact, la comisia organizată. Pentru că noi am zis în felul următor, ni s-a spus că este complicat să faci proceduri. Da, am auzit argumentul ăsta. Și atunci am zis, uitați-vă, facem această comisie, pentru că certificatul de forță majoră ți-l poate oferi Camera de Comerț și Industrie dacă mergi acolo. Și acum le-ați simplificat? Acum am zis, hai să facem această comisie ca să comisia să ajute acestor producători de cerealiere să meargă și să-și solicite certificatul de forță majoră. Să-i ajute în ce sens? Adică să-i ghideze și să determine, să ajute cu determinarea acestei forțe majore, situații de forță majoră, adică situații excepționale. Încă un lucru de care trebuie să ținem cont este că volumul investițiilor în anul 2023 în sectorul agricol a crescut cu 200 de milioane. Eu mă refer la investițiile producătorilor, fermierilor, agricultorilor care au făcut investiții și au solicitat subvenții de la AIPA. Uh-huh. Deci este vorba despre acei producători. Deci ce noi vedem că în anul 2023, totuși, volumul investițiilor a crescut. Ce vreau să spun? Că, într-adevăr, există o serie, un număr de producători agricoli, de producători de cereale care trebuie să-i ajutăm. Și noi asta facem. Și vom continua să facem. Dar noi trebuie și avem responsabilitatea să îi ajutăm doar pe cei care trebuie să ajutăm. Noi nu putem, de exemplu, să intervenim și din banii tuturor cetățenilor să compensăm deciziile proaste ale unor agenți economici. De exemplu, ei fac investiții de 2 milioane, de 3 milioane de euro fără ca să le calculeze foarte bine, după care, într-adevăr, riscă falimentul. Aceste decizii nu și le poate asuma guvernul, nu și le pot asuma cetățenii Republicii Moldova. De asta noi am zis în felul următor. Dragi producători de cerealiere, veniți, fiecare individual, ne uităm peste dosar, pentru că dacă dumneavoastră, de exemplu, astăzi stați cu 3, cu 4.000 de tone de cerealiere în hambare și ziceți că nu vreți să le vindeți. Că așteptați un preț mai bun. Că așteptați un preț mai bun, eu sunt de acord. Asta în condițiile în care poți să-ți permiți acest lucru.